Sâmbătă se va disputa pe stadionul Ion Oblemenco marele derby, Craiova contra Craiova. Suporterii s-au împărțit. Unii susțin FC Universitatea Craiova, alții CS Universitatea Craiova. Dar există și fani care vor ține cu ambele formații. Suporterii au primit joi o veste bună, biletele de intrare comercializându-se și la vânzătorii volanți, nu doar online. Părerile fanilor sunt împărțite și în ceea ce privește propunerea de fuzionare venită din partea finanțatorilor echipei CS Universitatea Craiova pentru Adrian Mititelu, proprietar celelalte grupări. Părerea mea că regiunea Oltenia trebuie să aibă o singură echipă mai competitivă, care se lupte pentru meciuri internaționale. Aseară a fost o propunere a domnului Andrici, patronul CSU, către domnul Adrian Mititelu pentru fuziune. Credeți că este posibilă? Ce ar fi bună, ar fi benefică? Păi nu ar fi benefică, pentru că ei la un moment dat spuneau că au continuitate, că au palmares. Acum vor să cumpere continuitatea și palmaresul. Credeți că se va ajunge aici vreodată? Nu, nu credeam. Pentru că știm cu toții care e Craiova. Nu trebuie... Și cred că și dumneavoastră știți că cei care merg la noua Craiova, cine sunt? Membrii de partid, apropiați ai primăriei și câțiva copii sau tineri plătiți. Tocmai ți-a luat bilet la marele derby Craiova contra Craiova. Cu care Craiova ții? CS Universitatea. Cum vezi această partidă? Crezi că vor fi incidente? Crezi că va fi un spectacol în teren, nu, și în tribune? Sau? Părerea mea e că o să fim civilizați și totul o să se desfășoare foarte bine. O să fie un meci echilibrat. Este derby al Craiovei. Se va demonstra valoarea echipelor pe teren. Ar fi o propunere bună, pe părerea mea. Din două echipe... Domnul a refuzat în prima fază. Ar trebui să mai gândească. Ar fi bine pentru oraș și pentru echipă. Din două se facă una. Veți merge sâmbătă la meci? Da. Puteți să ne spuneți ce echipă vă susține? Pe a primărie, CSU. Ați luat bilet? Da. Ți-ai cumpărat deja bilet? Iată, s-au pus în vânzare și aici. Mi-am cumpărat, la Peluză. Ce părere ai despre fuzionarea dintre cele două formații? Ar fi posibil? Ar fi benefică pentru bănie? Nu, nu. Mi se pare o porcărie. În primul rând, Craiova este doar o echipă. Nu avem voie să avem două echipe în același oraș. Nu mi se pare cinstit și corect. Părerea mea. Una e Craiova Maximă. Și așa o să rămânem toți. Craiova Maximă în continuare. Partida mi se pare interesantă din punct de vedere al spectacolului, dar din punct de vedere al Craiovei, e bine că are două echipe. Eu zic că e bine, dar nu e bine cum a fost situația asta. Trebuia în primul rând să gândească Mititelu atunci când i-a propus primărița să facă echipă, atunci să fie dat să facă echipă. El când auzi că să face echipă în Craiova, a fost și el să facă echipă. Ar fi trebuit să aibă loc sau să fie o singură echipă, după părerea mea. Aseară a fost o ofertă venită din partea domnului Andrici, patronul CSU, către Adrian Mititelu pentru o fuziune. Credeți că ar fi benefică pentru orașul Craiova și pentru fotbalul craiovean? Bineînțeles, cred că o fuziune ar fi singura variantă posibilă ca echipa Craiovei să renască. Altfel e foarte greu cu două echipe într-un municipiu atât de însemnat cum e Craiova și cu fotbalul care l-a avut Craiova, niciodată două echipe nu vor face față. Am luat 9 bilete. 9 bilete? Da. Ai merge cu prieteni? Da. Cu cine țineți? Cu FCU. FCU. Este adevărata echipa a Craiovei? Da. Se vorbește de o fuziune. Crezi că ar fi benefică pentru orașul nostru, pentru fotbalul craiovean? Așa. Cu cine veți ține? Cu Universitatea Craiova. Și cine ar fi Universitatea Craiova? Ambele echipe. Păi e cam greu. Palmaresul este disputat, imnul, culorile, de asemenea. Până la urmă cred că se va lămuri situația. Nu știm, dar într-un fel sigur se va lămuri. Se vorbește de o posibilă fuziune. Credeți că ar fi benefică pentru orașul nostru? Benefică este, dar nu se va întâmpla așa ceva. De ce spuneți asta? Pentru că nu va accepta domnul Mititelu. Ar trebui și autoritățile și toți să se ajungă la o înțelegere și la un acord și să vedem echipa în primul eșalon, ca așa cum am fost obișnuiți. Ieri seara se vorbea de o fuzionare. Credeți că ar fi posibilă și benefică pentru oraș? Eu zic că benefică ar fi în primul rând. Posibilă nu știu cât de posibilă ar fi, dar benefică cu siguranță pentru oraș. Cu cine veți ține sâmbătă? Sincer să fiu, sunt între Ciocan și Nicovală, cu ambele formații. Vreau să fie un spectacol frumos. Ar fi bine să avem o echipă a Craiovei
un singur sponsor sau chiar mai mulți sponsori, dar să aibă bani să vină lumea la stadion, să susținem echipa orașului. Din cele două s-ar face una foarte puternică? Normal, s-ar face, sigur că da. Depinde de cei care o susțin, banii. Vedeți că la ora actuală banii joacă rolul. Am înțeles că la CSU au bani. Sunt sponsori cu bani care vor să facă echipă, dar acum, la ora actuală, lumea e nelămurită, nu știe. Echipa lui Titelu. De ce ții cu FC Universitatea? Pentru că a fost... Este o echipă dinaintea aceleia doamnei Olguța și mi se pare corect să aibă înaintate. Domnul Mititelu a primit o ofertă de fuzionare a celor două echipe aseară și a refuzat-o. Cum ți se pare? Nu știu, nu mă pronunț. Ți-ar plăcea să fie o singură echipă? Da. Mergi frecvent la meciuri? Nu. De ce? Pentru că țin cu Dinamo. Da, domnule, deci fotbaliștii sunt oameni care dau cu piciorul în minge și cu unul în carte. Punct.